Actorul Denis Ștefan își iubește mult fetița și nu ratează nicio ocazie pentru a-i arăta asta. Am stat de vorbă cu cei doi și am aflat cum arată relația perfectă tată-fică. Film, îi place la film. Mergem la film. Sigur că da. Ce, la ce filme te duce, tati? Păi, de exemplu, am fost la un film Transilvania cu niște vampiri. Și nu ți-e frică de vampiri? Păi are și dis de vampiri, ia! Dis de vampiri? Ia spune, ce-ți place ție să faci cel mai mult cu tati? Păi îmi place să călăresc la galop și să învăț copii să călărească. Cred că nici nu se punea problema să nu știe dacă să călărească. Depinde foarte mult de ea, că eu niciodată n-am obligat-o, dacă îi place, face antrenamentul, dacă nu, așa cum am mai spus, aleargă pisicile. Deci nu e o problemă. Important e să, la vârsta asta cel puțin, să încerce mai multe sporturi, face gimnastică, face echitație. Vedem ce o să alegem mai târziu, să se dezvolte frumos. Pentru Moș Crăciun ai făcut scrisoare? Nu, că n-avem timp, că merge tata la serviciu. Că trebuie să ne culcăm, că mereu ne culcăm foarte târziu și ne trezim târziu. A dat din casă, mi-a spus că nu a avut timp să facă scrisoare pentru Moș Crăciun, pentru că a dormit foarte târziu, pentru că mergi la serviciu. Așa este, bravo! Dar ce vrei tu să-ți aducă Moș Crăciun? Păi aș vrea să-mi aduce o bucătărie. Bucătărie? Tati, ce zici? Vorbim cu Moș Crăciun? Da, am vorbit deja. Bucătăria e în Finlanda acum. Cum e relația voastră? Cum mai descrie relația? N-aș descrie-o niciun fel. E o relație bazată pe ce ar trebui să fie bazată între părinte și copil. Adică ne jucăm împreună, ne petrecem cât mai mult timp împreună și sperăm noi, și eu și Cristina, sperăm să putem să-i oferim tot ce-ți dorește și un start bun în viață, ca să spun așa. Restul depinde de ea. Îți topește așa sufletul când își cere câte ceva? Îmi topește sufletul oricând, nu numai când îmi cere ceva. Când îmi cere ceva, îmi topește buzunarul. Sufletul mi-l topește de câte ori mă îmbrățișează, de câte ori îmi spune că mă iubește, de câte ori ne jucăm. Cât de mult îl iubești pe tati? Foarte mult! Foarte mult? Îmi arăți și mie cât de mult îl iubești? De câte ori înainte mă lăsa să o pup mai mult și acum de câte ori vreau să o pup. Zice, nu aici, nu ne vede lumea, e rușine. S-a mărit, dar mai crescut. Na, interpretează asta. A? De ce nu mă las să te pup tot timpul? Nu vreau. Poate o văd băieții, poate o place un băiat, probabil. Ai tu așa pretendenți? Îți place ție de vreun băiat? Ne place, ne plac băieții, asta e un lucru bun. Dar tati ce părere are? O părere foarte bună, asta spun, că e normală. E normală la vârsta aia.